fără ea. Mulți oameni au reușit înainte. Însă, după părerea mea, în afara cărții nu se poate concepe în ziua de azi o cultură sistematică a omului și mai ales a societății. În primul rând, acest obiect livresc are disponibilitatea față de orice lector. O carte o putem citi când avem chef, cum vrem și unde vrem. Chiar dacă sunt preocupați mereu cu monotonia care intervine în rutina zilnică, unii adulți reușesc să își rezerve dozei zilnice de lectură o parte din timpul lor liber. În ceea ce privește pe adolescenți, majoritatea optează pentru internet, în defavoarea cărților, pe care le consideră doar concepte învechite, în timp ce acesta reprezintă bagaje de cunoștințe nelimitate. În al doilea rând, apare efectul de catarsis, pe care cartea îl are asupra cititorilor. Cu alte cuvinte, o carte bună ne provoacă să întoarcem spatele realității și să rămânem cu ochii larg deschiși spre ușile perspective din fața noastră. După spusele filozofului Constantin Noica, nu doar trupul omenesc poate fi nespălat, ci și mintea, spiritul. În acest caz, cartea se presupune a fi un soi de săpun spiritual. De asemenea, ea nu există doar în raport cu noi înșine. Ea ne permite să stăm de vorbă cu departele fiecăruia dintre noi și să fim contemporani cu Aristotel sau Picasso, dacă vrem. Vă reamintim, cărțile colectate în această seară vor ajunge în inventarul bibliotecii liceului nostru. Sperăm că programul spectacolului să vă strânească interesul prin varietatea momentelor din sfera culturii, literaturii, muzicii, artei în general. Menționăm că pe parcursul serii vom avea un moment surpriză pentru unii dintre invitații acestei serii. De asemenea, am dorit să păstrați liniștea până la finalul spectacolului. Jurul format din doamnele profesoare Rădoi Antoneta, Iordache Paula, Cireașa Alina și Porțu Mariana vor evalua prestația concurenților. Îi invităm în scenă pe participanții concursului pentru prima poro. Barangă Ana, de la clasa 10B, Barangă Cristina, de la clasa 9A, Dumitru Luminița, clasa 11B, Vitala Andreea Antonia, de la clasa 11B și Popa Alin, de la clasa 9A. Din păcate, se pare că doi concurenți lipsesc, dar dacă cineva din sală dorește să participe în locul lui...
Puțin mâna. Uite,
Vezi? Asta e linia vieții și asta e linia norocului. Aici e muntele lunii și dincoace marea vale a umbrei. Vezi chiparosul înodat pe o piatră de tumul? Uită-te bine! Ce scrie pe piatră? Nu cumva scrie et in Arcadia ego? Nu cumva scrie... Nu! Nu văd nimic din toate astea. Nu văd linia vieții, nu văd linia norocului, nu văd muntele lunii, nu văd chiparosul înodat pe o piatră de tumul și pe piatră nu scrie et in Arcadia ego. Lasă-mă în pace! Eu nu am fost în Arcadia și puțin îmi pasă de cei care au fost pe acolo. Gata. Îmi vine tramvaiul. Te-am pupat. Pa. La revedere, Radu. La revedere, dragii mei domni. La revedere, scumpele mele doamne. La revedere, pisoilor. La revedere, gagiilor. La revedere, găscuțelor. La revedere, renovat, manule. Adio, dragoste. Adio, dragoste. E primăvară. Adio, frumusețe. Circul onorii. Cad precipitații. Se construiesc blocuri. Adio. Ce este o senzație? Ce iubește? Și dacă nu iubește nimic, cum există această senzație de progresivă uitare, degenerare? Restul este o problemă de sociologie. Toate sunt. O moarte care a trecut argintie și transparentă. Atât de argintie și de transparentă, încât termocentrala din zare păruse de celofan roșu și ruj. Iar făișorul de foc, cu ferestrele incendiate de frig, duhnisea formol, cloruri, permanganat, țipirig. Simulacru de vară. Coborând peste bucle roze de domnișoară, din norii ponosiți, ruginiți, tombatere. Și tata mai este o curte cu ziare, mortare, cuie, table. Ciocuri. Și creste. Trăim căci iubim. A trecut moartea. A trecut moartea și a vrut să fie puțin și a noastră. Și a fost. Și a fost atât de puțin a noastră, încât termocentrala din zare, grăita circulației ciripitoare, iubesc, am iubit și nu mai pot să mai mint. Căci în vitrina parfumeriei a deschis deja ochii icoana reflectată a stelei absinte. Mulțumim. Cu ce seamănă părul tău chiar în acest moment? Nu, cu ce? Cu un zatopec, alergând în mână cu un cronometru lichid și căprui. Pe bune? Mi s-a mai spus că aș semăna cu Feidanului dacă n-aș avea obrajii atât de rotunci și mai ales dacă n-aș purta tricourile astea, rozalii, cireșii, pembe sau mai știu eu cum.
ascultat timp de două ore Pink Floyd. Și cu toate astea, sunt conștient că există. Da, iubite spectatorule, există. La fel ca tine. Femeia care tocmai ți-a vorbit nu e decât Madame Bovary, c'est moi. M-am plictisit de ea în 2-3 secunde, deși am iubit-o cu mare amor. Aseară am băut niște vodcă. Rusească. Și cu toate astea, tu treci pe aceeași planetă cu mine și aștepți același apocalips. Și scoarța ta cerebrală e tot cam cât o față de masă dacă o întinzi. Cine mănâncă și bea de pe scoarța ta cerebrală, umplându-o de pete de vin și de firimituri, iubite spectatorule?